Asta am mai sunt vreo 2-3 lituri în plan. Bună seara! Domnișoarelor, doamnelor, domnilor, bine ați venit în prima zi de FIDIT, manifestare tradițională, culturală a orașului și județului Iași, organizată de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, iar în ceea ce ne privește această secțiune, Casa Fantasy, sigur, organizată de, în colaborare cu Biblioteca Județeană Gheorghe Sachi din Iași, la pe sediu 1 dintre sedii, una dintre filiale, ne aflăm acum. Este începutul unei serii de 5 întâlniri cu scriitori de fantasy și de science fiction. Scopul nostru este să mediem interacțiunea dintre publicul ieșean și autorii de proză română contemporană, sigur, pe domeniul acesta al scrierilor fantasy și SF. În seara asta avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special. Și spun lucrul ăsta nu numai pentru că este un scriitor foarte harnic. Vedeți cam ce opera are. Și asta e așa în ultimii ani, adică n-a venit chiar cu tot ce a scris. Dar dincolo de, să spunem, cărțile de aici, trebuie spus și faptul pe invitatul nostru din seara asta. Și nu întâmplător ezit să-i spun numele, o să începem cu... E o poveste cu numele ăsta. Este editor, mă rog, ca să parafrazez un titlu al unui alt amic al Iașului și al mediului cultural deja. Este editor de unul singur. Are o editură mică, dar foarte dinamică, UP se cheamă. Și... face totul, la cărți, inclusiv copertele, care trebuie să recunosc că arată foarte, foarte bine și sunt adecvate atât ideii de colecție, cât și genului în care scrie. Îi spunem bună seara și... Da, puteți să-i spuneți bună seara. Bună seara! Îi spunem, bună seara și vă prezint. Așa cum trebuie, așa ca la școală, ca în carnetul de conducere, ca în buletin, așa. Pe Oana Gabriela Arion. Da, vrem să păstrăm pe cât posibil, sigur, și un dialog cu sala. Vă rog să vă notați, să vă gândiți dacă aveți întrebări spre sfârșitul primei ore, că vom avea o pauză de 50 de minute. De 10 minute. De 10 minute, după primele 50, am vrut să comprim mai repede, așa. De ce? Și acum, există, să știți, printre doamnele scriitoare, o modă pe care o să recunoașteți repede. Cum semnează mama lui Harry Potter? Cum semnează? Cine a scris Harry Potter? Seria Harry Potter. Cum? J.K., da? Două, așa, vă mai spun eu. Unul dintre cei mai cunoscuți autori de romane poezii, sper să nu fac vreo gafă, dar zic eu că nu, din Statele Unite, se cheamă P.D. James. Și tot o doamnă. Și avem aici, la fel, O.G. Arion. Și încep prin a adresa prima întrebare, asta este. Ai ezitat să-ți pui numele întreg ca să nu vadă lumea că e vorba de un autor de gen feminin? Înainte de a-ți răspunde la întrebare, vreau să le urez și eu. Bine ați venit în seara aceasta. Mă bucur tare mult să vă văd, să vă cunosc. Sunteți foarte, foarte frumoși și foarte tineri și foarte, foarte drăguți. Și vă mulțumesc că v-ați rupt astăzi din timpul vostru ca să participați la acest eveniment. Și ca să-ți răspund, nu, mie nu mi-este teamă de nimic și de nimeni. A fost o simplă încurcătură. Primul meu roman, romanul meu de debut, Ultimul Viking, a apărut mai întâi în ediție e-book
Iar cel care m-a ajutat să scot acea variantă este cineva de aici, din Iași, Bogdan Ghiurco se numește. A fost un nostru coleg de la BT. Exact. Pentru că eu, la momentul acela, editam totul pe laptop. După ce am făcut o ultimă corectură manuscrisului, l-am denumit, ca să știu că este, acela este de trimis, l-am denumit ultimul vechin de Oge Arion. Iar în momentul în care a apărut formatul e-book al cărții, așa s-a numit ultimul viking de Oge Arion. Mi-a plăcut foarte tare ideea, deși a fost o greșeală, așa cum vă spuneam, și am rămas Oge Arion. Nu este un pseudonim, este acronimul prenumelui meu, Oana Gabriela. Arion, n-am niciun merit, m-am măritat cu unul. Dar sună bine și lumea a început să mă cunoască așa, să mă recunoască și n-am mai schimbat. Am rămas doar pe coperta cărților mele, Oge Arion, în rest sunt Oana. Da, acum poate dintre mai tinerii noștri invitați de astăzi, lumea te poate suspecta mai degrabă că vrei să semnezi OG Arion. În niciun caz. Da, iar ce vrea să spună Oana este că numele Arion există de ceva vreme la cel mai înalt nivel al literaturii române și ea e cumva în familia extinsă a cunoscutului scriitor de proză polițistă, George Arion, un maestru al genului. Bun, hai să intrăm în bucătăria asta. Mai întâi vreau să, pentru că trebuie să ne adaptăm publicului care este acum prezent și care, nu știu, poate că eu tot spun asta mereu, printre ei sunt și oameni care se gândesc să devină scriitori, editori, scenariști. Cum e viața unui scriitor, așa cum își imaginează unii, că stai scrii două ore și după aia stai și te gândești? Sau ce faci în fiecare zi? Am fost întrebată dacă am un ritual de scriere sau un loc special și am spus că da, am. Este locul acela magic, de lângă Aragaz, în bucătărie. Acolo mult timp am avut laptopul, mai nou scriu pe telefon. Am descoperit un program care mă ajută foarte tare și dimineața la cafea, cel puțin ultimele trei cărți, monstruleții de acolo, le-am scris pe telefon dimineața la cafea. Cât despre viața unui scriitor, este una, din punctul meu de vedere, absolut normală. Sunt un om obișnuit, am un soț, două pisici, un papagal, o casă moștenită într-un cartier de case din București, unde e liniște și frumos. Nu fac nimic special, îmi duc viața de zi cu zi ca orice om normal. Numai că, spre deosebire de alți oameni, eu îmi permit luxul să visez cu ochii deschiși și fac asta scriind. Bun. Și totuși îmi permit să insist, cam câte ore de muncă implică o zi normală din viața ta? Ca scriitor, evident. Ca scriitor? Scriitor, editor, mă rog. Nu. Una e una, alta e alta. Ca scriitor, cam 3-4 ore pe zi. Depinde. Sunt zile în care nu scriu deloc, zile în care scriu aproape toată ziua. N-am o regulă, nu am... Atât cât intră. Asta e vorba mea. Atât a intrat, atât s-a putut. Ca editor, restul. Adică sunt zile în care, nu știu, mă apuc dimineața editând, încercând să creez o copertă. Da. Sunt editor și asta mă ocupă tot timpul. Hai să mai demontăm pentru tot așa, pentru auditoriul nostru. Hai să mai demontăm un mit. Tu ești jurist, cred că așa se cheamă, nu? Din moment ce am absolvit facultatea jurist de drept.
Ai simțit vreodată sau este legată meseria de editor și de scriitor de studiile filologice? Adică există o zonă gri, așa, în care lumea crede că scrierea de cărți e apanajul mai degrabă al filologilor, al absolvenților de filologie. În niciun caz. E părerea mea. Sigur, și sigur. Nu. Poți să ai o meserie sau mai multe și talente ta sau talente care nu au nicio legătură cu meseria pe care ți-ai ales. Asta nu înseamnă că dacă ai o meserie, că ești, nu știu, jurist, inginer, doctor, nu poți să scrii. Atâta vreme cât există acea scânteie de talent, trebuie să încerci. Și poți să încerci și poți să ai și rezultate. Nu văd o legătură între urmarea cursurilor unei facultăți de profil cu meseria de scriitor. Scriitor poate să fie oricine care are un dram de talent și un pic de noroc. Da. De altfel, stăteam acum și socoteam așa din invitații de la Filit, de la Casa Fantasy, anul ăsta, cred că restul sunt ingineri, nu? Ceva de genul. Ce era de demonstrat? Da, era demonstrat. Inclusiv moderatorul inginer. Chimist. Vorbește-ne, te rog, puțin despre de la primul tău roman, Ultimul Viking, până la cele mai noi. Fă-ne un scurt rezumat al traiectoriei tale de creație. Era într-o zi ploioasă de toamnă. E bine așa sau mai varianta mai scurt? Mai scurt. M-am apucat de scris, știu că o să, v-ați adus roșii, castraveți, salată, să aruncați în autor? Bun. Eu m-am apucat de scris dintr-o întâmplare, dacă vreți. Eram în perioada fantasy, adică în perioada în care citeam și căutam să citesc romane, serii fantasy. M-am apucat de o serie foarte iubită, foarte îndrăgită și n-am putut să termin primul volum. Nu vă spun pentru că mă tem de ouă, dar am fost atât de furioasă încât am spus, dar ce, eu nu pot? Adică nu pot mai bine de atât, ba pot. Și m-am apucat să scriu o carte. Pornind de la o rețetă, acea rețetă americană, am vrut să îmi demonstrez mie că se poate. Mai bine, mai frumos, mai aplicat, mai mult. Și am scris o carte care nu trebuia să fie niciodată publicată. Printr-un concurs de împrejurări, această carte a ajuns să fie publicată, a bubuit în mediul online, după care a ieșit și în format fizic, a fost lansată la Gaudeamus 2015, ce tânără și frumoasă era pe vremea aia. Și de acolo nu m-am mai putut opri. La lansarea primului volum m-a luat gura pe dinainte și le-am promis celor prezenți că voi mai scrie încă 4 cărți, adică voi face o serie de 5. Și m-am ținut de cuvânt, astfel că în noiembrie 2017, 2 ani mai târziu, scoteam ultimul volum al seriei Nemuritor, cea cu cea neagră de aici. După care această serie este un urban fantasy. Am zis să schimb un pic registru și am scris o distopie horror cu sânge mațe pe pereți. E frumos așa, cu un pic de apocalipsă. 16+, da. S-a uitat la Game of Thrones toți, credem, pot citi și fugi. După care am scris un misterie în thriller, o distopie fantasy cu vampiri, focul. Și în 2020, m-am gândit eu așa că e timpul să trec la nivelul următor. Așa că am început o serie ce va avea 6 volume, epic fantasy medieval.
regate, cavaleri, magie, continente, intrigi, lupte pentru putere, cam toate lucrurile astea sunt incluse în noua serie, în seria Somnul Zeilor. Și pentru că sunt ușor deraiată, nu m-am mulțumit să scriu o serie de 6, scriu acum și o trilogie care face parte din același univers, dar se petrece pe un alt continent, așa că mergem în paralel cu două serii. Da. Și pe scurt cam asta am făcut eu din 2015 până în prezent. Da, ai rostit foarte multe cuvinte care poate nu pentru auditorul nostru explicăm. Așa, hai să le explicăm alea, că am să încep prin a te întreba care e definiția ta personală a literaturii fantasy? Că se tot aude, e casa fantasy, e literatura fantasy. Care e definiția ta personală pentru literatura fantasy? Păi, literatura fantasy este acel gen care cuprinde, da, unul dintre următoarele elemente. Un sistem de magie, da? Un element sau elemente de mitologie care sunt transpuse într-o poveste ce se întâmplă ori în zilele noastre, și aici vorbim despre un urban fantasy, ori într-o lume creată de la zero, un world building, da? Cam ăsta este fantasy-ul. Da. Da. Mai pe scurt, așa. Bun, ai explicat așa. Iar acum să spunem că, mă rog, termenul de distopie, el nu face parte neapărat din limbajul genului fantasy. Distopiile sunt în general acele opere literare, dar și filme, seriale care sunt plasate într-un viitor post-apocaliptic, da, într-un viitor care presupune că între timpul prezent al nostru și viitorul din narațiune, din poveste, s-a întâmplat o catastrofă, fie că ea este o apocalipsă, nu știu, nucleară, generată de un asteroid, de un război sau de un virus, fie și el care transformă oamenii în zombi. Și de obicei, într-o distopie, există un regim opresiv de cele mai multe ori. Sau un sistem. Un sistem, da. Sigur că putem da foarte multe exemple de distopii, unele mai apropiate de, să zic eu, filmele pe la care vă uitați voi, seria Divergent sau aceea cu Labirintul, acelea sunt povestea slujitoare. Servitoare. Da, mi-a știți? Ați văzut? Da, e mai e o atmosferă mai încărcată acolo. Iar fantasy-ul e Game of Thrones, e Tolkien în primul rând, care e cel care a pus pe baze moderne și, în general, e vorba de eroi care au super puteri și atenție, există totuși o diferență destul de mare între superputerile din personajelor de tip bandă desenată DC, da? Superman, Iron Man, Hulk și toți ăștia, și literatura fantasy care în general se bazează, sau cea bună de calitate, se bazează pe mitologie, pe un mit. Și pe magie, dar are și un mit. În general, pe mitul acela al eroului. Dar dacă n-ai fi scris fantasy, ce alte genuri te-ar fi tentat? Știu eu, romance sau împotrivă literatură din asta de meditație. Îmi pare rău, dar nu. Probabil că aș fi scris Mr. Thriller.
Acestea sunt alte genuri, nu în gen, hai să zicem, polițist. Polițist. Și vă spun și de ce. Spionaj, mă rog. Mai puțin spionaj. Polițist, asta îmi vine din familie. Tatăl meu a fost expert criminalist. Și atunci aș fi avut niște surse de inspirație. Și făcând dreptul și iubind la nebunie dreptul penal, cred că ar fi și ceva drăguț. Dar m-am... Chiar așa, în copilărie ai avut o ocazia să le spui alor tăi că... Sau nu te-a bătut gândul să te faci? Nu m-a bătut gândul. Nu, scriam foarte bine. Cred că dacă întreb orice scriitor din România, cum te-ai apucat de scris? O să-ți spună, scriam niște compuneri foarte frumoase la școală. Invariabil, asta o să-ți spună toți, dar îmi plăcea foarte mult să scriu la școală. Da. Făceam niște compuneri minunate, dar nimeni nu se gândește serios, nu știu, la 12 ani, 15 ani, 18 ani să se facă scriitor. Da. Se întâmplă să vină. Așa? Așa v-ați dorit, domnul Crulică? Da. Toată viața? Da. Mă duc acasă. Și eu la 10 ani, eram ferm hotărât să mă, bun că nu mi-a ieșit să mă fac scriitor, asta e altceva, dar la 10 ani eram ferm hotărât să mă fac scriitor. Bine, eu până la 18 ani am vrut să dau la arte. Eu desenez. Da. Pictez. Și asta este o altă, o scurtă paranteză, cei care vor avea curiozitatea să răsfoiască aceste volume. Vor vedea hărți, vor vedea animale fantastice, vor vedea tot felul de ilustrații făcute tot de autor. Deci, iată, avem autor de coperte, ilustrator, scriitor și, cum să spun, editor într-o singură persoană. Mai lipsește să le traduci în englezește și atunci chiar că ai făcut tot. Mai puțin să le tipărești sau mi-a să le legi. Mi-a o prietenă de curând, mi-a făcut un compliment. M-a amuzat copios, dar vreau să vă împărtășesc cu voi chestia asta. Mi-a spus că sunt complexă și polivalentă. Rețineți chestia asta, mie mi-a plăcut maxim. Îmi plac foarte mult complimentele alea. Cum? Polivalentă, așa n-aș spun polivalentă. Hai să vedem dacă până acum, că dacă nu, eu am o mulțime de întrebări, dar n-aș vrea să părem așa doi oameni trecuți de vârsta facultății, să nu zic. Așa. Care vin să țină. Vreți în etapa asta care, în care este vorba strict despre să-l cunoaștem pe persoana, pe scriitorul O.G. Arion, aveți să-i puneți vreo întrebare? Ca să vedem de unde pornim. Nu vă împulziți, vă rog frumos. Câte unul pe rând. Ați înleșinați de întrebare. Aș vă rog ceva. Vă rog. În ce măsură vă documentați pentru a scrie genul ăsta? În cea mai mare măsură. Puteți da un exemplu. Absolut. În scrierea unei cărți, din punctul meu de vedere, cam 30% înseamnă research. Înseamnă documentare, pentru că cititorul taxează. Dacă datele pe care tu le transmiți nu sunt corecte, nu sunt accurate, cititorul te taxează, pentru că, nu știu, cartea poate fi citită de cineva care chiar este expert în domeniul respectiv și să te tragă de mână că să spună, vezi că orașul tare nu este la fel de Boston, este mai acolo. Și atunci trebuie să faci foarte mult research. Și când spun foarte mult research, mă refer inclusiv la cărțile epic fantasy, care deși conțin sau descriu o lume creată de la zero, de subsemnata, trebuie să fie veridice, să sune veridic. Și atunci, de exemplu, pentru toate leacurile despre care aduc vorba în cărți, am făcut foarte mult research. Ceai de nu știu ce folosit pentru anumită afecțiune, pentru că nu puteam să-i spun că dau coada șoricelului pentru, nu știu, fractură de femur. Da?
Și am salvate pe telefon link-uri, foarte multe link-uri cu tratamente naturiste, cu știu eu, pietre, metale. Se face foarte mult research. Și dacă vrei să faci o treabă bună, da, trebuie să-ți dedici foarte mult timp acestei activități. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mai avem? Da. Da. Groase, uite. Tipărite. Da. A, n-ați fost de la început? N-ați fost de la început? Da. Am înțeles. Hai să... să deplasăm un pic discuția spre o zonă în care tot așa trebuie să-i și informăm, dar să discutăm și noi, pe cei prezenți, dar să discutăm și noi. Care crezi că e ponderea normală într-o literatură între genurile ficționale, mă refer aici la fantasy, mystery, thriller, SF, umor, chiar literatura memorialistică, și literatura asta mainstream, că la noi, spre deosebire de alte zone și industrii de carte care funcționează ceva mai bine. Care funcționează. Care funcționează. Proporția e cumva invers, adică se vorbește și se editează foarte multă literatură mainstream, literatură contemporană, ancorată în realitate și destul de puțin în partea cealaltă. Tu cum vezi problema asta? Știi, noi cu toții ne uităm așa cu jind, ne uităm către vest. Ne uităm oftăm către America. Și vă povestesc lucrurile astea în cunoștință de cauză, cunoscând povești de la cineva care a stat acolo 11 ani de zile, a publicat acolo. Și lăsăm la o parte că, de exemplu, americanul preferă să citească o carte decât să se ducă la un film, pentru că spune, o carte mă distrează 3-4 zile, un film, la un film stau 2 ore și dau aceiași bani. Cartea așa numită comercială, da? Fantasy, mystery and thriller, distopie, SF, da? Reprezintă undeva cam 80% din piața de carte, da? Entertainment. Nouă în România nu ne place, strâmbăm din nas, nu știu încă de ce, n-am ajuns după atâția ani de zile să înțeleg de ce. Nu vreau să intru în discuții despre faptul că, de exemplu, în Uniunea Scriitorilor nu există o secțiune dedicată ficțiunii, da? Deci nu se încurajează absolut deloc acea carte comercială până la urmă. Dar dacă vrem să funcționăm așa cum trebuie, ar trebui cumva să existe un procent de cel puțin 50-50% pe piață. Și nu vă spun asta pentru că eu scriu carte comercială, ci pentru că trebuie ca toată lumea, ca toți scriitorii să aibă cumva șanse egale. Și la promovare, și la... știu eu, sponsorizări și la vizibilitate și trebuie să existe un pic de egalitate. Politicile culturale ale statului, prin Institutul Cultural Român și tot așa. Deci, aș vrea să spun doar două fraze despre această sintagmă, literatură comercială. La noi e cumva o derută așa, pentru că dacă spunem despre o prăjitură că e comercială, adică că e preferată de toată lumea și e foarte ok pentru prăjitură. Dacă zicem de literatură că e comercială, asta nu mai e în regulă. Oare de ce? E o problemă de percepție care eu sper că se va schimba odată cu generația ceva mai tânără. Și dacă nu vreți voi să întrebați, o să încerc eu să întreb și pe urmă să întreb și invitatul.
Dar aș avea nevoie de, de voi, de, de părerea voastră și vă întreb, cu riscul să supăr un domn profesor, o doamnă profesoară de aici sau de undeva, de oriunde. Și vă întreb și răspundeți toți deodată, știți de ce? Că în felul ăsta nu o să se aud, dacă răspundeți cât mai mulți, nu o să se aud exact cine ce a zis. Dar o să facem o idee. Vă place, vă plac cărțile din lista de lecturi suplimentare care v-a fost recomandată pentru anul ăsta? Iată că nuul a fost unul oleacă mai pronunțat decât daurile, care a venit din față, că așa e rău, când stai în față, na, te cam vede lumea. Și oare de ce ziceți că se întâmplă lucrul ăsta? Nu vă întreb pe voi, întreb... Da, tot pe mine. Păi, în primul rând, pentru că sunt obligatorii și este ideea aceea de obligativitate. Dar, dincolo de asta, eu sunt de acord cu lectura obligatorie, care până la urmă creează o bază, o idee despre literatura românească, despre literatura universală, da? Vorbim despre niște clasici care nu s-au făcut ei clasici peste noapte, au devenit, da? Așa. Ca paranteză, eu iubesc pe Sadoveanu și sunt îndrăgostită de Rebreanu. Dar, din punctul meu de vedere, cred că ar fi mai mult decât minunat dacă în ultimele 3 minute dintr-o oră de curs, un profesor le-ar spune copiilor, avem și români, scriitori români contemporani, care scriu următoarele, ding, ding. Scriu cărți pe care voi, tinerii, le puteți citi și care cu siguranță vă vor plăcea. Da? Dacă s-ar întâmpla chestia asta, poate că și apetența publicului tânăr pentru carte și lectură autohtonă, da? Ar crește. Asta le povesteam și lor înainte de a începe, că am avut niște evenimente în cadrul unor licee din București, iar copiii au fost absolut fenomenale, evenimentele au fost fabuloase și faptul că ei au aflat că noi, autorii români contemporani, existăm, a fost un plus și s-a lăsat cu comenzi de carte, cu lectură, cu cereri de prietenie, cu feedback și asta e cel mai important lucru dintre toate. Și dacă am reușit să facem un copil, măcar un copil după un eveniment, să citească de plăcere o carte a unui autor român contemporan, eu cred că mi-am atins scopul. Au fost mai mulți, dar asta a fost ideea. Un singur copil, dacă va citi de plăcere o carte a unui autor român, înseamnă că eu mi-am făcut treaba. Și trebuie să înțelegeți că aici suntem într-o bibliotecă și nu pot să nu spun și eu ceva, o opinie. Este foarte, foarte important să înțelegeți că literatura, atâta vreme cât ești în liceu, în școala generală, poate fi de două feluri. Cea pe care trebuie să o înveți, că sunt clasicii care te definesc ca națiune, ca țară, ca limbă, ca univers cultural, da? În cazul nostru, Sadoveanu, Rebreanu, Creangă. Dar există și alt fel de literatură, una care să te pună, să-ți pună mintea la încercare și una, mai ales, care să-ți formeze un anumit reflex de a, cum să spun, de a înțelege ceea ce citești și ulterior de a te putea exprima în limba română cu mare ușurință. Pentru că toate cărțile acestea pe care le vedeți provin de la un autor, pe nici nu se putea altfel la Filip, care pune toate virgulele acolo unde trebuie, care are cratimele unde trebuie, care nu face, cum să spun eu, dezacorduri între subiecte predicat sau dezacorduri genitivale. Da? Un scriitor român, indiferent că el scrie fantasy, că el scrie literatură din asta clasică,
Este un om care se exprimă frumos în limba română și care, pe care dacă îl citești, sigur că rămâi câștigat. Și hai să spunem lucrurilor pe nume din nou. Până la urmă spunea Oana de Sadoveanu. Nu știu, eu când eram de vârsta voastră nu îmi plăcea Sadoveanu și după aia, ca să nu fiu dezamăgit în continuare, nu l-am mai răsfoit decât nu foarte. Pentru că eu am o problemă cu descrierea care nu ajută narațiunea. Știți frații Jder? Da. Da. Ați citit? Da. Așa. E, eu aveam acasă un volum din frații Jder, în care începea Ștefăniță Jder să pălărească pe lângă, pe aici sus, pe pagina din stânga sus, și pe pagina din dreapta jos călărea pe lângă aceeași pădure. Bine, nu știu câți dintre voi știu că Sadoveanu era plătit la cuvânt, cum pe vremea aceea. Ce vremuri! Da, ce vremuri! Deci, generația voastră este obișnuită, mai ales în domeniul audiovizual, cu lucruri care ajută narațiunea. Adică fiecare imagine, fiecare descriere, fiecare acțiune a unui personaj se subsumează cumva poveștii. În genul ăsta la alt. Și e mai ușor de citit pentru oricine, mai ales în tinerețe, când ești un pic mai lăvanic, așa n-ai răbdare. Dar genul ăsta de literatură clasică e mai greu de absorbit, îți trebuie ceva mai multă răbdare, ceva mai mult timp și cred eu că și de aici provine o oarecare dezinteres pentru actul cititului. Dar să știți că fantasy și, cum să spun, thriller și iară nu înseamnă numai literatură. Foarte multe dintre cărțile bune ale literaturii fantasy sunt ecranizate. Și o să ajungem aici într-un loc în care sunt sigur că și cei prezenți vor fi foarte interesați. Ce părere ai despre ecranizări? Ai vrea să-ți vezi cărțile ecranizate? La ce te uiți din multitudinea, din avalanșa, că acum sunt o mulțime de seriale fantasy? Nu vreau să-mi văd cărțile ecranizate. Pe bune? Întreabă orice autor, vrei să ți se ecranizeze cartea? Faci ceva în sensul ăsta. Trăim în România. Și am spus tot. Cum să se ecranizeze în România o serie epic fantasy, cu ce resurse, cu ce... Nu. Este foarte greu, spre imposibil. Nu mă gândesc când vor fi ecranizate. Dacă aș încerca să ies cu ele în afară, aș fi un peștișor într-un ocean infinit. De asta vă spuneam la început și de dramul de noroc, pe care trebuie să-l aibă un autor. Nu renunț la idee, dar nu-mi fac mari speranțe. Din păcate, asta este situația. Șansele să ți se ecranizeze cartea sunt, în momentul ăsta, ca autor român, spre zero. Dar haideți să nu disperăm. Poate, nu știu, ne vedem la Felit 2030. Nu trăiesc până atunci. Și o să vă povestesc că voi o să fiți mai mari și mai înțelepți și o să vă povestesc cât de frumos a fost la premieră. La premiera filmului, evident. La ce mă uit? Vreau să vă spun, înainte de a-ți răspunde, că eu în momentul în care m-am apucat să citesc fantasy, nu aveam o mare experiență de cititor în tale fantasy-ului. Bine, citisem clasicii fantasy. Da, citisem pe Tolkien, dar abia pe urmă am început să aprofundez, dacă vreți. Adică am scris în blind, dacă pot să mă exprim așa. Da, citesc. Îmi place foarte mult Robin Hood. Îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare... Peter Brett, cu care sunt și prietenă și mă conversez, cel care a scris seria Demon. Sanderson. Da, da, nu, eu mă referam și la dacă te uiți la seriale, care îți plac,
care crezi că sunt definitorii pentru felul în care vezi tu fantasy? Uite, de exemplu, am citit Wheel of Time și am încercat să mă uit la ecranizare și n-am putut. Din păcate. Din punctul meu de vedere, n-are nicio legătură cu cartea. Filmul, mă rog, serialul. Roata timpului, Robert Jordan. Și terminată, sau mă rog, preluată de Sanderson. Da. Încerc să nu mă uit la ecranizări după cărțile pe care le-am citit și mi-au plăcut. De teamă să nu fiu dezamăgită. Dacă, în schimb, apuc să văd un film sau un serial și îmi place, caut să citesc cartea. E o, așa, o interdependență. Bun, mai avem două, înainte de pauză, mai avem două puncte la care țin foarte mult. Primul e unul care știu că nu te încântă, dar asta e situația. Am să te rog ca să rămână, deci să te audă și cei prezenți, să rămână și în înregistrările noastre ale bibliotecii. Am să rog să citești într-una din cărți ceva. Asta, nu? Cealaltă. Pagina de-am ținut eu minte, 205. Nu-mi place să citesc din propriile cărți. Nu-mi place să vorbesc despre propriile cărți. Așa că fac un mare rabat acum. Castelul F are cele mai frumoase grădini. Sunt mărginite de arbuști aduși tocmai din Saifon, copăcei cu frunze argintii care rezistă tot timpul anului, indiferent cât de grele sunt iernile sau cât de copleșitoare este căldura verilor. Frunzele miros mentolat și dulce, ca și cum un chiparos și-ar fi dat întâlnire cu o tufă de mentă și, atunci când le strivești între degete, mustesc de sevă și pornesc asemenea unor mici păstăi. Grădinile au alei pietruite cu dale albastre și vase mari de alamă în care se aprind focuri după lăsarea întunericului. Iar atunci când privești din cel mai înalt turn, ai impresia că întreaga grădină este luată cu asalt de un roi de licurici uriași. Sunt și grădini suspendate, alcătuită cu multă migală pe terasele largele castelului. Acolo sunt plantați crin roșii, heleporus, azalee și lavandă. Primăvara, când înfloresc magnolile, întreg orașul se îmbracă în roz și alb, iar străzile sunt pline de petale. Sunt petale chiar și în F, pe coridoare, în odăi, pe scări, aduse de vântul care bate prin ferestrele deschise. Scările F-ului sunt largi și aerisite și există chiar și o cușcă mobilă, acționată printr-un sistem de scripeți pus în mișcare de o roată imensă aflată în subteran, lângă bucătării. La primul nivel se află cele mai importante săli, cea a tronului, a consiliului, marea cameră pentru banchete, odăile pentru oaspeți și saloanele de primire. Acolo, iarna, ard focuri în vetre de piatră sau de marmură, iar noi bem vin îndulcit cu zahăr negru și felii de portocale. În sala cea mare, unde se află tronul tatălui meu, tavanul este sprijinit de statui reprezentând femei ce țin în mână balanțe, flori sau scuturi. Statuile sunt poleite cu artensis, iar când lumina soarelui intră prin ferestrele ovale, întreaga sală capătă o nuanță albăstruie, ca și cum s-ar afla sub o poșghiță subțire de gheață. Cele patru turnuri sunt atât de înalte, încât uneori norile învăluie ca niște voluri albe. La cel mai de sus cat sunt camerele maeștrilor și biblioteca. De acolo poți vedea întregul oraș, golful Ode și câmpia Sabria. Și dincolo de marea de iarbă, dealurile Noluniei acoperite cu păduri de cedru, stejar și fag. Și orașul? Oh, orașul! Mulți spun că miroase urât, că e aglomerat și plin de tot felul de oameni, adunați din toate colțurile legatului. Dar eu iubesc Elendalul, cu străzile lui întocmiate, cu lampioanele făcute din scoarță de strama și vopsite în toate culorile curcubeului, cu piețele pline de mirosuri ciudate, de culori, de viață. Acolo poți să găsești orice, de la mătăsurile chimeriene și până la piei de dastratos aduse din Lupinia. Ouă de clatos, gheare de cataia, colivii cu păsări multicolore ce cresc pe lângă lacurile din Brăte, vin catifele cesute cu fir de aur și argint, măști danteleze decorate cu pene și mărgele, acvarii de tugris, peștii carnivori ce cresc pe lângă râurile din Crita, colivii cu britelis albe ca zăpada aduse din nord și care nu au dimensiunea bufnițelor obișnuite, ci seamănă mai mult cu niște vulturi uriași. Odată am văzut chiar și un ferat. Avea solzi aurii și colți mai albi decât siderful. Mai citesc? Cred că ajunge. Da, și
Pentru că una dintre pasiunile mele mai vechi e cea legată de jurnalism. Am pregătit o baterie de 12 întrebări la care am să rog pe invitata noastră să ne răspundă foarte scurt. Făcând, adică poate să răspundă și să detalieze, dar vreau să facă o alegere. Okay. Prima e de încălzire, așa. E-book sau carte clasică? Clasică. Ceai sau cafea? Cafea. Tastatură sau stilou? Aici am aflat că e... Telefon. Filme sau seriale? Seriale. Fantasy sau thriller? Fantasy. Game of Thrones sau Lord of the Rings? Amândouă. Lord of the Rings. Facebook sau Instagram? Facebook. Nu înțeleg Instagram. Nu pot. Voi înțelegeți? Ei da. Nu știu. Ei da. Pui sau pește? Pui. Editor sau scriitor? Scriitor. România sau undeva aiurea? România. Acum, pentru ultimele două, care sunt ceva mai personale, trebuie să vă spun că Oana, pe site-ul ei, zice câte ceva despre experiența pe care a avut-o înainte să devină scriitor și editor, adică despre joburile pe care le-a mai avut. Și unul din ele a fost acela de decorator floral. Am fost florăreasă. Așa că întreb, trandafir sau crizantemă? Crizantemă. Iar alt job pe care l-a avut a fost aceea de manager de cafenea. Și atunci trebuie să-i punem o întrebare mai specială din domeniul cafelei. Și anume, cafea Etiopia sau Columbia? Columbia. Da. Ne pregătim să dăm un pahar cu apă, să ne mai dregem glasul și în 10 minute, 12 minute ne întâlnim. Poate vă gândiți și vă potriviți să ne puneți niște întrebări, pentru că ulterior vom vorbi despre chestiuni mai de oameni mari. Și dacă nu puneți întrebări, să știți că vă dau test din ce am citit.